Ziua, doamnelor și domnilor, haideți să vedem la berbec pentru săptămâna aceasta în zaruri. La berbec, da? O să primiți, adică simțiți pasiune pentru o persoană care vorbește greu cu dumneavoastră, care o să înceapă să vorbească. Sau vorbește greu, sau așteptați de mult să aveți o relație. Și acum arată că da, veți avea o relație. Sau că sunteți la începutul unei relații și totul merge încet. Totul va merge încet, oricum, să știți. Totul va merge încet, pentru că dumneavoastră vedeți multe... aveți multe așteptări de la această persoană. Vorbiți mult cu această persoană, poate îi scrieți, poate văd comunicare din partea dumneavoastră și va veni comunicarea și din partea lui. Sau va veni din partea lui sau a ei, acelei persoane, acea dragoste și comunicare pe care o așteptați de mult timp. Arată o împlinire. Poate vă va surprinde această împlinire. Împlinire arată ceva vrăj, uite, dar și ceva noroc, relație, sentimente. Aveți sentimente pentru această persoană pe care nimeni nu poate să le dărâme, nimeni nu poate să vi le... Să vă facă să uitați, să nu mai simțiți asta pentru această persoană, nu. Iubire sinceră de durată, sentimente de durată, sentimente care nu le pierdeți. Cei care sunteți căsătoriți, faceți călătorie cu familia, după aceea unii stați într-o căsătorie în care nu puteți ieși, este căsătorie, această căsătorie nu se destramă, deși vă doriți, este o căsătorie de durată. Alții sunteți divorțați și aveți mai multe persoane în minte sau vă gândiți la mai multe persoane. Dacă sunteți divorțați și vă gândiți la mai multe persoane sau aveți... cu două, trei persoane, una este bună, una este muncitoare, cam supărată, supărat pe dumneavoastră, alta este șmecher. Dar până la urmă o să rămâneți cu această persoană bună și oricum aveți ca un fel de... În destinul dumneavoastră este o persoană bună din astea trei. Deci care vă văd, care aveți trei persoane, știți? Vă mai văd pe unii care sunteți singuri sau rămâneți singuri cu un copil și la fel vă gândiți la alte persoane. După aceea s-ar putea o persoană să fie plecat, să vă fi plecat partenerul și să aștepta să se întoarcă. Dacă așa este cazul, dumneavoastră se întoarce. Eu spun multe variante, nu pentru că asta văd, pentru că unele persoane, nu la toată lumea e la fel povestea, da? Fiecare persoană are o poveste diferită. Are o viață diferită. Dar sentimente vă văd, dragoste, sincere, trainice, de lungă durată. Cam asta a fost pentru dumneavoastră, cei din berbec.
Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.